La nivelul județului nostru în prezent sunt în evidențe numai puțin de 15.356 de diabetici. 3.269 dintre aceștia sunt dependenți de insulină. Din cei peste 15.000 de gorjeni suferinți de diabet, 8.543 provin din mediul urban. Printre aceștia sunt și 34 de copii diagnosticați cu diabet. Pentru a reduce numărul îmbolnăvirilor, cetățenii ar trebui să elimine din viața lor factorii de risc, precum fumatul, consumul dăunător de alcool, sedentarismul, alimentația nesănătoasă, obezitatea și stresul. Ar mai trebui precizat că adoptarea unui stil de viață sănătos reprezintă o direcție prioritară de acțiune în scopul prevenirii bolilor netransmisibile.